Mi-aș dori însă ca educația preșcolară să devină accesibilă tuturor copiilor din România. Din păcate, în acest moment există încă discrepanțe, așa cum s-a subliniat și până acum, între sat și oraș, între periferie și centru, iar apartenența la mediul rural, din nefericire, se asociază cu dezavantaje majore. Vreau să spun foarte clar de la această tribună că la acest moment, sau din ceea ce cred eu, creșterea economică încă nu se regăsește în nivelul de educație al copiilor. Va dura până acest lucru se va realiza, de aceea actorii relevanți trebuie să lucreze împreună pentru ca educația timpurie să devină un fapt. Pătrunderea în spațiul Uniunii Europene înseamnă pentru România aderarea la un set de valori, oportunități extraordinare de dezvoltare, dar și aderarea la un mediu profund concurențial. Și cred că ar fi trebuit ca politicieni, cel puțin, să spunem mai des acest lucru. Mediul acesta concurențial a transformat Europa într-un spațiu de dezvoltare sănătoasă, pe care ne-l dorim în felul acesta. Copiii și tinerii, în general, petrec în cele mai multe cazuri mai mult timp în familie și în anturajul lor, în grupul lor de prieteni, decât în școală. Presiunea culturală și mediul înalt competitiv din Uniunea Europeană, dorința părinților de a se alătura unei educații potrivite eforturilor pentru a asigura bunăstarea copiilor, se manifestă printr-o nevoie de structurare a educației în afara școlii, care să prezintă complementaritatea necesară cu cea oferită în cadrul instituțional al școlii. În același timp, noua structură a procesului educațional trebuie să țină seama de nevoia de confort afectiv a copiilor și de dorința lor pentru joacă, pentru că joaca este un lucru extrem de serios, care contribuie la educația lor. În acest context, educația timpurie apare ca un obiectiv comun al Uniunii Europene, înțeles ca un proces de colaborare între familie și școală. Perfecționarea continuă a sistemului educațional, formal și non-formal deopotrivă, este astăzi o sarcină prioritară a profesorilor, părinților, politicienilor, parlamentelor și guvernelor, a organizațiilor non-guvernamentale, a Uniunii Europene în ansamblul ei,